Glorificat să fie Domnul! Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Psalmul 45. Voi citi un singur verset, versetul 6. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă reocupați locurile. Dragii mei, în această zi avem ca temă să vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu. Am observat deseori că Dumnezeu, are un fel de a lucra de așa manieră încât când vrea să dezvolte o trăsătură de caracter în cineva, îl pune într o situație delicată. Cum ar fi atunci când ai dureri emoționale, să poți vorbi despre ceva ce n-ai vrea să vorbești. însă în această zi mă rog ca Bunul Dumnezeu să-mi dăruiască cel mai potrivite cuvinte și împreună să lăsăm ca Sfânta Scriptură Biblia să vorbească și să înțelegem în această zi ce presupune dreptatea lui Dumnezeu. Sigur că atunci când vorbim despre conceptul de dreptate, am putea spune că acest sentiment al dreptății, această căutare justițiară ne frământă pe fiecare dintre noi, mai ales când alții ne-au pricinuit nouă un rău sau o pagubă. Unde este Dumnezeu acum să facă dreptate? Nu deseori spunem noi asta. Unde este Dumnezeu acum? Să se judece cu omul care mi-a pricinuit paguba. Și deseori ne grăbim să invocăm actul de justiție a lui Dumnezeu atunci când cineva realizează împotriva noastră o faptă sau un act inconvenient nou. Dar deseori se întâmplă la acel alt pol să invocăm mila lui Dumnezeu atunci când noi înșine creem pagube, greșim sau frângem una sau mai multe din principiile lui Dumnezeu. Unul sau mai multe din principiile lui Dumnezeu. Așa se face că în căutarea noastră de a se materializa dreptatea, noi nu suntem drepți. Suntem tot mânați de subiectivismul nostru. Dacă e vorba despre noi, ne găsim circumstanțe atenuante dorind îndurare. Dacă e vorba despre greșelile pruncilor altora, căutăm să găsim, sfânt animați de spiritul justițiar, ca Dumnezeu să dea o sentință dreaptă. Însă, slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu face nici după cum vrem noi, eu, nici cum după cum vrei dumneata, ci Dumnezeu face după cum vrea El și după cum știe că este mai bine pentru fiecare dintre noi. Am povestit într-o într circunstanță, această întâmplare care va prefața întreg mesajul meu. Ilustrația este de rezonanță. Și extrem de grăitoare pentru titlul predicii mele din această zi. Se povestește faptul că un împărat avea o slugă la care ținea foarte mult, tocmai datorită loialității și credincioșii ei. Așa se face că s-au hotărât împreună să meargă într-o zi la vânătoare, să se mai relaxeze, să se bucure de mediul natural. Din întâmplare, niște fiare sălbatice. S-au intersectat cu ei și a mușcat, rupându-i unul dintre degetele împăratului. Și asta se face că el, foarte disperat, contrariat peste măsură de mult, a zis: Cum Dumnezeu a îngăduit așa ceva, ca eu, împărat, o fiară sălbatică, să mă sfâșie și să-mi rupă unul dintre degete? Și sluga, fiind credincioasă atât împăratului, cât și lui Dumnezeu, a zis, împărate, nu știu de ce, dar Dumnezeu întotdeauna are dreptate. Și tot ce face Dumnezeu este bine. Și ăsta foarte supărat pe treaba asta, a zis, cum adică tot ce face Dumnezeu este bine? Ce bine să fie în treaba de a-mi pierde un deget și de a suferi niște dureri cumplite, infernale. Fa pentru care, deranjat de afirmația slugii sale credincioase, l-a aruncat în spatele gratilor pentru o vreme semnificativă. Până când, după un timp, revenindu-și a plecat din nou la vânătoare. De data asta îl întâlnesc niște oameni din triburile sălbatice, canibali, care duceau tot felul de jerfe, inclusiv prin ritualuri de sacrificare a oamenilor în numele unor marzeități la care se închinau. Și asta face că l-au capturat pe împărat, l-au sequestrat cu totul, l-au legat și l-au pus pe altar cu intenția să-l omoare, să-l ardă pe rug. Și în momentul în care erau gata, gata să pornească focul și să pornească propriu zis ritualul religios, cineva din cei care organizau procesiunea aceea religioasă a strigat și a zis stop, 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 opriți-vă, pentru că în legea noastră se spune că un om, un animal, când este sacrificat, trebuie să fie fără de cusur, integru. Și ce omul acesta are un dege lipsă. Și momentul acela îl dezleagă și dă drumul să plece libertate înapoi la palat. Plin de bucurie, zice: Acum Doamne știu de ce tu ai îngăduit să-mi pierd un deget, ca nu cumva să fi fost acum omorât. Că e mai rău să fi omorât decât să-ți pierzi un deget. S-a dus repede în grabă, a ajuns la temnița unde și-a aruncat zluca credincioasă și spune. Slugă, acum știu de ce Dumnezeu a îngăduit drama pierderii unui deget, ca nu cumva eu să fiu omorât pentru întotdeauna. Dar zice, totuși, am încă o dilemă. Am înțeles de ce Dumnezeu a îngăduit să-mi pierd o degetul, dar n-am înțeles de ce Dumnezeu a îngăduit ca tu să ajungi slugă credincioasă în spatele gratilor, fiind privat de libertate și fiind de departe de familia ta, de nevasta ta, de copilașii tăi, atâta vreme. La care slugă credincioasă a zis în felul următor. La prima parte a speței, eu n-am știut să-ți dau răspunsul și ți-l-a dus Dumnezeu prin viața și dinamica ei. Iar la a doua parte a întrebării tale, am eu răspunsul. Dumnezeu a îngăduit să ajung eu în spatele gratilor, că dacă eu eram în libertate, fiind o slugă credincioasă, nu mă luai, cum de obicei mă luai, pe Dumneata cu, cu, cu tine, să merg la vânătoare, și eu fiind integru și degetele uh, întregi și neavând niciun cusur, nu mă sacrificau oamenii aceia pe mine? Așa se face că tot ce îngădie Dumnezeu este spre binele nostru și Dumnezeu are dreptate întotdeauna. Plecând la această premisă a faptului că Dumnezeu este fără de greșeală, infailibil și are dreptate în orice act pe care îl săvârșește, chiar dacă nouă ne pare nedrept, dureros, păgubos, Dumnezeu în preștiința, omnisciența și providența sa nu greșește niciodată și are dreptate întotdeauna. Slăvi să fie El pentru asta. Acum, dragii mei, aș vrea în ziua aceasta, în deja că voi deja v-ați mobilizat, Giuliano și Mario, și ați postat gândurile pe care eu le-am consemnat azi noapte și azi dimineață, când vorbim despre dreptatea divină, vreau să Ating trei laturi în această zi. Mai întâi, dimensiunea explicativă, ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu, apoi dimensiunea uh, pe care am numit-o eu, exigențele dreptății, ce transmite, nu doar explicarea dreptății, exigențele dreptății, ce vrea să ne transmită dreptatea lui Dumnezeu nouă. Și în al treilea rând, să vorbesc despre dimensiunea escatologică a dreptății. Deci, mai cu seamă, în prima parte, în dimensiunea explicativă, o să vorbim despre cum manifestă Dumnezeu dreptatea și ce presupune ea. În a doua parte o să vorbim despre dreptatea pe care o pretinde Dumnezeu de la oameni, iar în cea de-a treia parte, dreptatea pe care o va realiza Dumnezeu în escaton, în vremurile din urmă și mai cu seamă în împărăția de o mie de ani și ulterior împărăției de o mie de ani în împărăția cea veșnică și nesrăcăcioasă pe care o va instaura Domnul Dumnezeu. Mi-aduc aminte că Maleahi, în capitolul 2, versetul 17, consemnează aceeași întrebare care de multe ori se aude pe buzele oamenilor, mai ales atunci când trec prin diferite drame, când își înmormântează mama, când își înmormântează copilul, când cineva drag pierde într-un accident de mașină sau moare mâncat de o boală teribilă de cancer sau alt diagnostic necruțător și implacabil, deseori apare întrebarea aceasta pe care o vedem consemnată și în Maleahii, capitolul 2, cu versetul 17. Unde este Dumnezeul dreptății? Unde este Dumnezeul dreptății? Și mai cu seamă, Întrebarea asta trebuie să afirmăm că uneori se găsește și pe buzele noastre ale celor credincioși care am făcut legământ cu Domnul și care, prin Harul lui Dumnezeu, am dobândit nașterea din nou. În diferite situații grele, foarte grele, când de pildă cineva spune m-am rugat pentru soția mea și s-a vindecat, având aceeași boală, și altcineva vine și spune m-am rugat și am postit mai mult decât tine pentru soția mea și am murit, dintr-o dată, apare pe buzele noastre, Doamne, ce a fost drept cu ăla și n-a fost drept cu mine? Unde ești tu, Dumnezeul dreptății, când pentru alții dai un răspuns favorabil, iar, alții, iar pentru alții, în accepțiunea noastră, dai un răspuns nefavorabil? Așa se face că, în această zi, vreau să privim la Cuvântul lui Dumnezeu și să observăm cum definim conceptul de dreptate. Îmi place tare mult ce spune Ieremia, capitolul 12, cu versetul 1. Ca să vedeți că însuși Ieremia, omului Dumnezeu, profet al Domnului, a avut niște întrebări. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cer cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra rânduirilor tale. Pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii treci în pace? Ce spune Ieremia aici? Măcar că e Dar în spiritul nostru retributiv ne întrebăm și spunem, Doamne, unde pedeapsa? Pentru că cei ce seamănă nepricănire vor secera cera rezultatele binecuvântate ale nepricănirii, viața. Și câteodată avem întrebările noastre. Dar în această zi, vreau, dragii mei, să lăsăm ca Sfânta Carte Biblia să ne ofere răspunsuri. Atunci când vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, ne referim la acel principiu moral, juridic și mai ales teologic, care presupune imparțialitate și cere să-i se dea fiecare ce îi se cuvine, să se respecte normele morale și să fie recunoscute în mod echitabil meritele oricărui individ. Cam așa se definește dreptatea în general. Dreptatea constituie un atribut moral al lui Dumnezeu și are de-a face cu legea morală și justiția sa. Aș putea spune pe de-o parte că Dumnezeu este drept față de sine, în sensul în care nu există nicio lege care să contravină naturii sale, iar pe de altă parte, înțelegem dreptatea lui Dumnezeu chiar și în raport cu creațiunea sa, cu creaturile sale. În sensul că nicio acțiune pe care o realizează Dumnezeu nu încalcă codul moralei, eticii și principiilor creștine. Există câteva forme ale dreptății pe care le-au dezbătut oameni, de la filozofi, teologi, sociologi, până la simpli oameni, și am încercat să le structurez în patru forme, înțelegând prin astea patru forme de manifestare ale dreptății lui Dumnezeu. Am numit primul tip de dreptate divin, dreptatea retributivă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu, în dreptatea sa, răsplătește, mun răsplătește munca, binele, efortul, slujirea fiecăruia, după muncă, efort și valoarea muncii, magnitudinea lucrării pe care a săvârșit-o. Asta înseamnă dreptate retributivă, remunerativă. Un Dumnezeu care răsplătește binele. Așa se face că foarte concludent se consemnează în Genesa capitolul 18 cu versetul 23. Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Versetul 25, să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceea soartă ca cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine cel ce judecă tot pământul, nu va face oare dreptate? Și atât că ceea ce spunea omul lui Dumnezeu Avram aici era just, adică nu poate avea același tip de soartă omul bun cu omul rău. Pentru că în ceea ce privește spectrul dreptății retributive a lui Dumnezeu, Dumnezeu răsplătește pe fiecare după cum a lucrat. Cum trebuie înțeles leul din pilda aceea cu distinși angajați care au lucrat în proprietatea stăpânului, ca toți au primit aceeași plată respectiv, leu, chiar și cel ce a venit în ultimul ceas, acolo se referă la mântuire. Că dacă te pocăiești în copilărie, în tinerețe sau târziu la bătrânețe, cu toții vor avea parte de mântuire, dar răsplătirea va fi diferită. După cum, după cum pedeapsa este graduală în iad, și răsplata va fi graduală în cer. Așa se face că spune că cine a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și l-a încălcat cu nonșalanță, va fi lovit cu mai multe lovituri. Deci vor exista compartimente în iad care vor avea un grad de suferință mai mic sau un grad de suferință mai mare. În funcție de gravitatea păcatelor, în funcție de cât ai cunoscut, în funcție de cum te-ai raportat la ce ai cunoscut și la contextul în care s-a întâmplat. Dacă ai păcătuit din constrângere, dacă ai păcătuit uh, din neveghere, dacă ai păcătuit fără să-ți dai seama, sau dacă ai păcătuit intenționat, măcar că știi toate aceste lucruri. Și avea o reprezentare clară a faptelor și consecințelor ei. Așa se face că Biblia vorbește despre o pedeapsă și o sancțiune graduală, dar veșnică în iad. Tot la fel de adevărat este că și în rai răsplata lui Dumnezeu va fi graduală în funcție de cât ai lucrat. Dacă mântuirea se capătă prin har și prin credință, răsplătirea e prin faptă. Câtă sudoare ți-a curs? Pentru că nu mi se pare drept, ca să fiu acum animat de spiritul justițiar, ca un om care a trăit toată viața asta în lume, în păcate și în desfrâu, să se compare cu unul care din tinerețea lui s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și a făcut evangelizări, studii biblice, post, rugăciune, vizite la bonlav, consiliere a celor care sunt apăsați de diferite stări rele, emoționale și altul care toată viața a întors spatele Dumnezeu și în ultimul an de zile se trezește, se întoarce la Dumnezeu. Nu mi se pare ca și unul și altul să aibă parte de aceeași răsplătire. Așa că Dumnezeu, în dreptatea sa remunerativă, retributivă, va răsplăti gradual pe fiecare după cât bine, câtă muncă, câtă sudoare doare a curs în viață. Iată că Biblia reiterează acest concept. În Evrei, capitolul 6 cu versetul 10, autorul epistolei către Evrei vorbește tocmai despre faptul că Dumnezeu este drept, nu nedrept, ca să uite o la voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele lui, voi care ați ajutorat și continuați să ajutați pe sfinți. Așa se face că tot în direcția acestui uh, spirit ne spune că și un par de apă. Dacă l-am dat ai făcut un bine unui evanghelist, vei primi răsplata unui evanghelist. Dacă tu ai susținut lucrarea unui cântăreț, tu vei primi răsplata unui cântăreț. Doamne, de n-am avut voce bună. Dar, dar nu ținea de tine să ai voce bună, decât într-o formă foarte mică. Ținea de darul și de zestrală pe care eu, Domnul, ți-am dat-o. Și sigur. Rapide, poate și din alte puncte, puncte de vedere, ca să se pună cu totul la dispoziția lui Dumnezeu să facă lucrarea asta, vei primi o răsplată onorabilă ca și un cântăreț. Ce mare este Domnul! Știți vreun contabil să deschidă arhivele contabilicești pentru un pahar de apă care se dă? Deseori mergi în instituții și te duci și bei din tonomatul ăla și niciun contabil nu s-ar deranja să deschidă uh, registru și să zică: Nu amu consemnesc că am a mai intrat un pahar de apă. Dar Dumnezeu pentru un pahar de apă, notează în condica lui și spune, a dat un pahar de apă celui însetat. Așa că Dumnezeu nu va uita niciun act de binefacere pe care noi îl facem. Oamenii vor, vor putea uita. Și au uitat de multe ori. Lucrul ăsta n-ar trebui să ne dezamăgească și descurajeze, ci din potrivă, ar trebui să ne îmbucure pentru faptul că vom avea o mai mare răsplătire. Doamne, dă-ne putere în direcția aceasta. Dragii mei, a doua formă a dreptății lui Dumnezeu a zice Și unor neprihănitul mergea la spital cu copiii, altor neprihănitul mai mult plângea decât râdea. Și am făcut și eu un calcul, spunea. Și mi-a dat seama că pe undeva se întâmplă să fie o nedreptate. De ce Dumnezeu îngăduie treaba asta? Și el zice, m-am grăbit cumva să trag niște concluzii, dar mi-am dat seama că trebuie să iau seama la soarta cea din urmă a celor răi. Și treaba asta a înțeles-o foarte bine și scând când a venit la casa Domnului. Când am intrat în Templul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa. Și că viața nu e un punct, moartea nu e un punct în propoziția vieții, ci e doar o virgulă către adevărata existență eternă. De aceea, viața este un timp de pregătire, este un preambul al eternității tale. Un timp în care tu, cât ești în viața aceasta, îți croiești și îți pregătești veșnicia. Iar toată viața pe care trăim este pregătirea pentru ultima zi. Ziua când vei merge în iad pentru întotdeauna sau în rai, în prezența lui Dumnezeu pentru întotdeauna. De aceea, dragii mei, când vorbim despre al doilea aspect al, sau a doua formă a dreptății lui Dumnezeu, vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu punitivă, care pedepsește răul și vizează modalități concrete de înfăptuirea justiției, sancționarea celor vinovați și stabilirea pedepsei în funcție de gravitatea faptelor comise. Și aș vrea aici să citesc, de pildă, Proverbe 28. Împăratul care șade pe scaunul de domnia al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Iată că, în gândirea lui Dumnezeu, o oficialitate, o instituție, cum a fi aici monar, era chemat să înfăptuiască actul de justiție, de dreptate, și să oprime răul cu totul și, pedepsind răul, care s-a comis. Acum o întrebare. De ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu a instituit ideea de pedeapsă pentru păcat? Iată câteva răspunsuri. Dumnezeu a instituit o sancțiune sau o pedeapsă pentru păcat, în primul rând ca să se elimine răul, să nu mai există păcat. Că omul fără de o pedeapsă ulterioară încălcării principiilor sfinte, nu s-ar fi corijat în veci și ar fi mers mai departe nebunia lui. Așa că Dumnezeu pedepsește răul ca să fie anhilat. 2. A doua rațiune pentru care Dumnezeu a instituit ideea de pedeapsă, să descurajeze și pe alții, nu că au făcut, ca nu cumva să facă răul. Deseori vom găsi în dreptul biblic, vechi testamentar, că Dumnezeu spunea, pedepsește-i, ca nu cumva ceilalți care au văzut fapta asta grozavă, rea care s-a făcut în Israel, să nu apuce și ei să facă aceleași lucruri. Așa se face că a doua rațiune pentru care Dumnezeu a instituit actul de pedeapsă, de sancțiune în urma păcatului și a răului de orice fel ar fi el, a fost să descurajeze pe alții să facă răul. Și trei, al, tre al treilea scop pentru care s-a instituit răul este să reabiliteze pe cel păcătos. Se extermine răul, dar nu răutăciosul. Se extermine păcatul, dar nu păcătosul. Ci din potrivă, perspectiva lui Dumnezeu este una de ordin reabilitaționist. Așa se face că cineva m-a întrebat odată, o profesoară de drept penal, profesoară universitară și avocată de drept penal, dacă, din punct de vedere teologic, biblic, se poate justifica pedeapsa capitală. Pedeapsa capitală însemnând pedeapsa cu moartea pentru diferite infracțiuni. Cei mai mulți dintre colegii mei au spus pe vremea când eram student în facultate de drept că da, se justifică pedepsa capitală. Fa pentru care America are pedepsa capitală. Fa pentru care sunt o grămadă de țări arabe unde numai dacă te aprins cu droguri vei suporta că pedepsa capitală moarte. Dacă, de exemplu, în America ai făcut o crimă, tu vei suporta pedepsa capitală. Moarte pentru moarte. Viață pentru viață. Ești și vreau să vă spun, dragii mei, că sunt state destul de multe care au în justiția lor și mai exact în dreptul penal ideea de pedeapsă capitală. Avem în Vechiul Testament, în dreptul biblic, o grămadă de versete care justifică pedeapsa capitală. Omoară tot ce a lui Amalek. Cine a fost prins ca omorât, varsă sânge pentru sânge. Și în Vechiul Testament, Există ideea de pedeapsă capitală în mod uh, uh, fără echivoc. Dar acum vă întreb eu pe dumneavoastră, ce ziceți? Dacă, de exemplu, un interlop va romărâ pruncii dumneavoastră, unu, doi sau trei pe care i aveți, printr-un act de cruzime și fără să aibă copiii vrovâne, pur și simplu că e nebun, că a luat-o a luat satana mintea, să duce și ți-o moară pruncii, ce ziceți? Se justifică pedeapsa capitală sau nu? Din punct de vedere biblic, nou testamentar. Ce faini să răspund la întrebare când nu se întâmplă asta. Dar cunosc povestea unui pastor din America, a cărui fată a fost necinstită și violată și tâlhărită și bătută în ultimul hal de către un homeless, un om al străzii, pe care l-a luat în adăpostul lui, în casa lui, ca să-l îngrijească, să-i oferă o sursă de grană. Și după un timp, ăsta a necinstit-o, a violat-o și și-a bătut joc de ea într-o manieră extrem de uh, abuzivă. Și sigur că a ajuns în spatele gratilor, și uimitor, ce și ce a făcut pastorul ăsta? După ce au trecut vremea de jale, s-a dus regulat la el la penitenciar și a dus mâncare și a vorbit despre Domnul Isus Hristos. Și ce s-a întâmplat cu el? S-a pocăit. Și după ce au trecut ani de pușcărie, a devenit un slujitor al lui Dumnezeu care este coleg cu el în comitet acum. Cine ar putea să facă treaba asta? Numai un om cu inima lui Dumnezeu. Așa că, deja cred că ați anticipat răspunsul, în opinia mea, nu există nicio justificare pentru pedeapsa capitală în dimensiunea de înțelegere a Noului Testament. Indiferent de gravitatea faptei pe care a făcut omul. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat viața, El este autorul vieții și tot El are dreptul să ia viața. Nicio instituție, nici măcar guvernul. Iar mai mult decât atât, ce știe guvernul eu sau dumneata dacă omul fiind anuncat în spatele gratilor, pe deapsul care sunt de acord pentru a, fapte infracționale, poate că are timp să se pocăiască, să-și se să se, re, uh, să se uh, să -și repare relația cu Dumnezeu și cu cel pe care l-a păgubit, chiar dacă nu mai poate aduce în viață pe cea pe care, sau pe cel pe care l-a omorât, cu toate astea el se poate restaura, îndrepta, reabilita și întoarce la Dumnezeu. Așa că, dragii mei, din perspectivă notestamentară, în opinia mea, pedeapsa capitală nu are nicio justificare. Omul are șansă la pocăință până în ultima clipă, când mai are o ultimă bătaie în inimă, el poate să se întoarcă la Dumnezeu. Așa că, ca să nu ne furăm noi șansele oamenilor care -a... Ce face cu patru toc în direcția dreptății punitive și procedurale vorbește, dar nu mai citesc și nu mai afișăm. Vreau să mergem la a treia formă de dreptate, dreptatea corectivă. Ce înseamnă dreptatea corectivă? Repararea unei de dreptăți cu scopul restabilirii echilibrului prin executarea unor măsuri reparatorii. Și mai mult decât atât, descurajarea nedreptăților sociale. Ieremia, capitolul 22, cu versetul 3. Așa vorbește Domnul, faceți dreptate și judecată, scoateți pe cel asuprit din mâinile asupritorului, nu chinuiți pe străin, pe orfan și pe văduvă, nu apăsați și nu vărsați sânge nevinovat în locul acest. Versetul acesta în care spune scoateți pe cel asuprit din mâinile asupritorului, face referire la dreptatea lui Dumnezeu corectivă, reparatorie, prin care spune, eu un actul meu de dreptate, își cer nu doar să oprești răul pe care l-ai făcut, și să răpari consecințele produse de răul pe care l-ai făcut, adică paguba. Ați înțeles ideea? De exemplu, dacă tu spui că Dumnezeu e drept și noi trebuie să copiem caracterul Domnului Iisus Hristos, prin urmare trebuie să vin și noi cum? Drept. Dacă, de exemplu, facem un accident de mașină în care avariem mașina omului respectiv, nu am atins-o un pic. E în parcare la Kaufland. Camerele vidonus, plecăm. I-am zgâriat puțin mașina, se întâmplă. Cât de etic și cât de drept este să faci dumneata treaba asta? Știi că dumneata nu doar că trebuie să te duci, să te oprești din răul de a mai zgâria mașina, trebuie să te duci să-i ceri iertare și nu doar atât, să plătești banii pe vopsea. să te duci și să repari paguba pe care ai produs. Asta este dreptatea lui Dumnezeu. E o dreptate corectivă. Dispusă să împlinească funcția reparatorie. Să repar paguba care s-a produs. Așa că, dragii mei, bineînțeles, dacă omul te înțelege și ce domne și eu pot greși de multe ori, vezi de treaba ta, ești exonerat de răspundere. Dar dacă omul te duce în punctul care trebuie să repari paguba produsă, trebuie să faci treaba asta. Să-ți asumi problema asta. Că mâine s-ar putea să fie rândul tău și ai vrea să nu fugă cel care ți-a pricinuit paguba și să-ți repare paguba. De aceea, cred că la capitolul acesta, uneori, noi încercăm să ne erijăm. Și vă spunem în această zi, dragii mei, Lumina Scripturii, că dreptate înseamnă și dimensiunea corectivă a ei. Repară. Amintiți-vă de Zacheu când s-a pocăit. Știți că sunt unii care zic, m-am pocăit am păgubit și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, dar am um, am pocăit. El mai are vreun milion de euro în cont, dar nu repară pagubele. Știe că anul trecut, în până să pocăiască, l-a păgubit pe ăla cu 2000 de euro, pe cealaltă a păgubit cu 3000 de euro, pe celălalt cu 5000 de euro, și am um, zice, eu sunt pocăit. Și după un an de zile toți, s-a pocăit businessmanul. Ce facem cu businessmanul care s-a pocăit? Îl punem la anvon. Noi zice, s-a pocăit un businessman la noi, care are bani mulți. Uite cum l-a cercetat Dumnezeu Amos, să aduc el mărturia lui. Și eu mă fac mic și stau acolo în bancă și zic să ne fie rușine. Că ăsta nu s-a pocăit cu adevărat. Că dacă se pocăia ca adevărat, zicea Cazacheu. O, oh, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi. Știți de ce a zis el împătrit? Pentru că era legea, dacă vechi testamentară, dacă ai luat o oaie, trebuie să plătești de patru ori mai mult. Așa că el a a lucrat potrivit cu legea vremii de atunci. Dumneata trebuie să lucrezi potrivit cu legea vremii de acum. Câtă pagubă ai produs, atâta trebuie să repar. Cât ți-a furat omul înainte să se pocăiască? 2000 de euro din cont? Să nu crezi că pocăința înseamnă am mai iertat Dumnezeu toate păcatele. Eu am încă posibilități să-mi pot repara pagubele și să plătesc datorile, dar nu mai fac treaba asta. Nu! Pocăința înseamnă, pocăința autentică, să te duci să dai bani înapoi. Nu să-l pui la învoț și nu să-l faci vedetă și predicator și mare om al lui Dumnezeu. În primul rând să repare. Pentru că omul ăla va zice, bă, dar tu acum doi ani mai ai păgubit cu bani, mi-am luat adio că mi-mai dai. Ce se întâmplă că vii și îmi dai și cu dobândă penalități de întârziere? Păi zice, ce s-a întâmplat, frate? Ce? M-am pocăit. Păi el o să înțeleagă cu adevărat lucrarea păcăinței și mâine s-ar putea să zică și el, și eu m-am întors la Dumnezeu. De aceea să nu credeți că a băgat sub niște lucruri dintr-o teologie nu simplă, simplistă și reducționistă, că Domnul a iertat, merem înainte. Nu! Vreau să vă spun în această zi că dreptatea colectivă înseamnă să și repar ceea ce poți repara. Unii ori să nu mai poți repara. Poate nu te mai ajută condiția financiară, poate că nu te mai ajută sănătatea, sau sunt un cumul de factori care nu te mai pot ajuta. Dar cât poți repara, repară. Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne. Și apoi poți cânta hai la rai. Dar până atunci, stai discret. Și în fine, a patra formă a dreptății lui Dumnezeu, am numit-o eu dreptatea restaurativă. Și mă refer aici la restaurarea pe care Domnul Dumnezeu a întocmit-o prin planul acesta de salvare al omului, realizat în Isus Hristos și aplicat astăzi prin Duhul Sfânt. Așa că omul se poate reconcilia cu Dumnezeu potrivit cu ce spune 1 Ioan 1 cu nou. Sau Roman, capitolul 1, versetul 16, 17, Roman, capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți, ne prin credință. Ne acolo este dicaiosune în greacă, adică drepți, suntem drepți. Cum adică ești drept? Ești drept prin credință. Drept prin credință se referă la ceea ce tot în urmă cu câteva ni s-a vorbit justificarea, îndreptățirea pe care ți-o face Domnul. Să uită Domnul prin jertfa Fiului Său Iisus Hristos la tine și spune peste tine planează sângele Domnului Iisus Hristos. Tu ești drept în fața mea, tu ești nepricănit în fața mea, tu ești curat în fața mea. De ce? Pentru că peste tine este un semn al protecției. Sângele Domnului Iisus Hristos pe care l-ai acceptat în viața ta și stăpânirea i ai dat voie să intre în viața ta, respectiv stăpânirea Domnului Isus Hristos. Acest tip de dreptate este dreptatea restaurativă. Un Dumnezeu care, așa cum suntem noi, ne acceptă, vine în viața noastră, ne schimbă, ne transformă și ne substituie pe deapsa noastră. Ce, ce spun prin ideea de substituire? Noi meritam cu toții moartea și plata păcatului, clar, spune Biblia, este moarte. Noi trebuia să murim pe cruce în locul Domnului Iisus Hristos prin păcatele pe care le-am comis unul sau mai multe, era suficient unul ca să poți fi condamnat la moarte pentru întotdeauna. Fără jerfă și fără vărsare de sânge, decretul lui Dumnezeu era că nu există iertare. Și se face că în Vechiul Testament erau acoperite păcatele prin sacrificarea animalelor, iar în nouă legământ, prin sacrificarea mielului numit Isus Hristos. Și Isus Hristos a fost adus ca jerfă și a zis, eu mor în locul lor și eu iau de la ei păcatele lor și condamnarea de la ei, iar eu le dau de la mine neprihănirea mea. Asta este, dacă vreți, substituirea pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos. A luat de la noi păcatele și condamnarea noastră și nouă de la El ne-a dat neprihănirea Lui. Mărire Domnului pentru asta. Aceasta se numește dreptatea Lui Dumnezeu restaurativă, care reconciliază, reabilitează pe om și în Hristos suntem văzuți ca oameni drepți. Iată patru forme ale dreptății Lui Dumnezeu. Mergem către următorul slide, fiindcă vreau să intru într-un aspect mult mai practic și mult mai profund, și anume să vorbesc în a doua parte despre exigențele dreptății. Ce vrea să reclame dreptatea lui Dumnezeu? Ce pretinde Dumnezeu de la noi? Păi, Dumnezeu pretinde de la noi să fim și noi drepți. Dacă El este drept, noi trebuie să-i preluăm natura și caracterul și noi înșine să fim drepți în relațiile cu cei de lângă noi, în relațiile cu bunurile altuia, în relația cu munca altuia. Și o să faci că Sfântul Apostol Pavel spune, dacă te-ai angajat cineva la o locul de muncă, muncește, domne, cu responsabilitate și nu te fă că muncești numai când vine el și când pleacă el, tragi chiulul. Nu! Tu trebuie să slujești ca Domnului care e purul acolo prezent și vede treaba asta. Ce ziceți? Au încredere patronii și angajatorii dumneavoastră să lase firma pe mâinile dumneavoastră să zică, bă, pe ăsta nu-l mai pontez, Ăsta din toată compania mea, din toți angajații mei, ăsta n-are voie să se ponteze, ăsta nu trebuie să fie cu camere video, că ăsta e mai corect decât corecții. Că ăsta e pocăi, Domne. Ăsta mă slujește pe mine ca și cum mă slujește pe Dumnezeu. Asta spune Biblia. Și uimitor, nu în vechi, un nou testament. Ca să încercați să vă erigească, lucrurile erau altfel. Nu. Dumnezeu este același era să și în veci. Așa că, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Îmi place tare mult ce spune Samuel, în 1 Samuel, capitolul 12, versetul. Versetul de la 12, cred că este. 1 Samuel, capitolul 12. Voi citi cuvântul Domnului care spune în felul următor. Uh, Haideți să citim de la versetul. De la versetul 2. Cât despre mine, zice Samuel, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi. Și au aici: Am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de astăzi. Și fiți atenți cum. Versetul 3. Iată mă mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața onsului. Cui am luat boul, cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăsuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui. Mărturisiți și vă voi da și vă voi da înapoi. Ce ziceți? La finalul vieții unui om, cum era finalul vieții lui Samuel, câți dintre noi am putea spune treaba asta? Mărturisiți împotriva noastră. Că m-am purtat cu dreptate. Ce presupune dreptatea pe care noi trebuie să o manifestăm în raport cu cei de lângă noi, cu Dumnezeu și cu bunurile care ne conjoară? Iată câteva elemente. În primul rând, dragii mei, noi trebuie să înțelegem prin dreptate, și vă rog să afișați slide-ul, prima dimensiune a dreptății pe care Dumnezeu o pretinde de la noi, este corectitudinea? E doar în spate. Corectitudinea în relație cu oameni, cu bunuri, cu muncă. Și vreau să citim mai multe verset. Amu, e complicat pentru mine. Doi cu versetul 5. Ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după? Ce înseamnă dreptate aici? Corectitudine. Oriceea ce faci să o faci cu obiectivitate, într-un mod corect. În declarații, în vorbire, în faptă, să fii un om punctual, drept, corect. Este prima dimensiune de înțelegere a dreptății pe care Dumnezeu o pretinde la noi. Corectitudinea. A doua dimensiune la care face referire Domnul Dumnezeu când pretinde dreptatea de la noi. Și place, îmi place, ce spune Proverbe 29 cu 4 acolo. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o nimicește. Așa se face, dragii mei, că numai prin dreptate un stat, un guvern, o țară, o lume, un proiect rămâne în picioare și este sustenabil. Dar când principiile dreptății sunt încălcate, societatea se dezintegrează și se ajunge la un mare haos. Ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să ridice la conducerea țării oameni drepți și cu frică de Dumnezeu. În primării, în consiliile locale, județene, în parlament, în guvern, în camera deputaților, în senat, Dumnezeu să ridice oameni cu frica lui Dumnezeu care să înfăptească dreptatea, înțelegând prin asta corectitudinea. Apoi, dreptatea pretinde al doilea ingredient cheie. Curăția morală și spirituală. Ne referim aici la ce spune Isaia, capitolul 26 cu 7, nu mai afișăm din criză de timp. Iar a treia dimensiune a dreptății pe care Dumnezeu o pretinde la noi este credincioșia. Loialitatea față de El și față de oameni. Ce ziceți? E important să ai lângă tine oameni care să-ți fie fideli și credincioși? Să nu ducă vorba de la Ana la Caiafa? Să nu spună ție într-un fel și să o exagereze lucrurile și să le, să le înflorească și apoi să le zică că, că de fapt sunt altfel? E vreau să vă spun că un om drept este credincios nu numai lui Dumnezeu, și slujitorul lui Dumnezeu, și prietenilor de lângă el, și celor care îl înconjoară. Iată un al treilea aspect al dreptății, credincioșia. Aș vrea acum să citesc un cuvânt pe care l-am explicat și aseară la Buria și unde am fost la serviciu de evangelizare. Cuvânt din care Dumnezeu mi-a vorbit în mod special joi când eram la hotel în Anglia. Și vreau să citesc din Habacuc de la capitolul 3, de la versetul 17 până la 19. Ca să vedeți credincioșia și dreptatea acestui profet. Că, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. slăvi să fie Domnul. Și iată versetul cheie: Domnul Dumnezeu este tăria mea. Este versetul pe care nu l-am înțeles până joi în hotel în Anglia. El îmi face picioarele care a cerbilor și mă face să merg pe, zice stare, pe înălțimile mele. Care sunt înălțimile lui Habacuc? Când vine la Ambon și povestește, am făcut ungerea cu un de lemn și cancerosul s-a vindecat, iartă-mă că spun, nu înălțimea ta, ea lui Dumnezeu. Când te duci și spui, am fost la evangelizare și neputința trupului meu sau uh, emoționalului meu, Dumnezeu a lucrat și câteva suflete s-au întors la Domnul. Nu e înălțimea ta, e înălțimea lui Dumnezeu. Dar care să fie înălțimea lui Habacuc? Și fiți atenți, că prin asta mi-a vorbit mie Dumnezeu. Știți care este înălțimea noastră? Să alegi să rămâi credincios lui Dumnezeu chiar și atunci când nu lucrează cum vrei și te aștepți tu. De... Chiar dacă mă doare inima, chiar dacă am întrebări la care n-am găsit răspunsuri, chiar dacă am încă răni care sângerează, eu tot te voi sluji până la capăt. Asta este înălțimea ta. Și Dumnezeu, în actul său de dreptate pe care îl pretinde la noi, el vrea treaba asta. Ca Dumneata să ai ales să fii credincios și atunci când nu înțelegi. Cât de dumneavoastră credeți că a înțeles Eu din toată suferința pe care, prin care a trecut? N-a înțeles aproape nimic. De aceea și întrebările. Doamne, pe dacă aș, ar fi să vorbesc despre dreptatea ta retributivă, înseamnă să mă răsplătești pentru neprihănirea mea. Am făcut legământ cu ochii mei. Nu mi-aș fi oprit privirea asupra unei fete fecioare. Am făcut dreptate. Dacă veți știți Ieremia 29, Ieremia 31, veți vedea două capitole în care se vorbește despre dreptatea lui, Iere... dreptatea lui Iov, un al lui Dumnezeu. Am ajutat pe văduvă, pe sărac, pe străin, pe orfan. N-au plecat din casa mea fără să am grijă de ei. Am împărțit dreptatea, nu am uitat la fața omului. Și el tot se justifică înaintea lui Dumnezeu. Și avea dreptate. Și el nu înțelegea nimic de ce Dumnezeu. Știa el că el este cobaiul unui pariu dintre Dumnezeu și diavol? Prin care avea să spună, uite, Iov, vreau să fiu un, o mărturie pentru diavol, că tu ești neprihănit și mă slujești pe mine, chiar și atunci când vița nu-și va da rodul, când, când viile nu vor înflori și când nu va fi așa cum tu de aștept să fie. Bă, și Iov, cu toate astea, caut să înțeleagă, Doamne, de ce nu găsesc, cu logica mea, nici o greșeală care să mi se impute și avea dreptate. Și știți ce mă așteptam, vă spun eu sincer. Mă așteptam ca Dumnezeu să-l mânghie pe Iov. Să spună, știi, Iov, tu ai dreptate, te rog, mai răbdă un pic. O să vezi că o să fie bine și asta va trece, o să treacă timp. Dar nu face așa. Și ce face Domnul? Cine ești tu, Iov, să te judești cu mine? Unde erai tu? Deci are și un discurs și o retorică extrem de incisivă și directă și arbitrară a lui Dumnezeu. Îl sfărâmă cu totul. De ce, Doamne, lucrezi așa cu Iov? Pentru că Iov, eu am încredere că tu nu mă vei trăda și vei rămâne pe înălțimile tale. Și vei rămâne lipit de mine și de principiile mele până la capăt. Și știi ce a urmat după aceea? Ce binecuvântări mare a dat Dumnezeu. Să nu crezi că a trecut puțin timp. Zeci de ani de zile au trecut. De tramă, de tăcere, de suferință și cu toate astea, el, ce tărie de caracter a avut, să nu spună o cuvânt de acară la adresa lui Dumnezeu. Care este înălțimea ta? Tot aseară am spus, deși nu-mi propusezem să zic acum, dar simt prin Duhul Sfânt că trebuie să spun asta. Deuteronom, capitolul 32, cu 11. Vă rog să citiți versetul ăsta. Ca vultul care scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îl ia și îi poartă pe penele lui. 12. Așa a Domnul singur pe poporul său. Și vă rog să priviți la această imagine. A vulturului și puilor săi. Prin care Dumnezeu mi-a vorbit mie. Imaginați-vă că vulturul se duce pe cele mai înalte piscuri și munți să-și facă cuib acolo ca să fie în condiții de siguranță la altitudine foarte înalt, Și se nasc puișorii și în fiecare zi se duce și aduce grană și vine și îl protejează cu penele lui pe pui și tot zboară vulturul tata și iar se întoarce și aduce grană. Și într-o zi, când începe să crească puiul de vultur, se uită că te taie și spune, tata, ce, -i, ce, -i, ce -i faci tu acolo? Zice, ce fac eu se numește zbor. Zice, și eu vreau să zbor. Puiule, dacă vrei să înveți să zbori, va să înțelegi că trebuie să plătești un cost teribil. Și tata explică. Și la un moment dat face un calcul în mintea lui și zice, puiul de vultur, tata, știi ce? Lasă-mă în cuibul meu. Aici în cuib e confort, e bine, e pace. Tu mi-aduci grana, e securitate și siguranță. Mai trec zile și săptămâni și într-o zi tata zice, e timpul să înveți prima lecție de zbor. Nu tata, n-am zis că e mai bine aici, în, în cuibul nostru. Și într-o dată tata vultur îl împinge și scoate afară din cuibel, să înfige putere cu ghearele, se ține încăpățânat de cuib și zice, nu vreau tata pentru nimic în lume să mă scos de acolo. Și tata dărâmă cuibul și puiul cade în hău. Și când e gata să se prăbușească să fie lovit de stânci, tata vultur se bagă cu aripile sub el îl protejează, ridică din nou la înălțime de zeci și sute de metri altitudine, iarăși îi dă drumul de la înălțime, iarăși când e gata-gata să prăbușească de stâng, se bagă sub el și uite așa îl protejează. Imaginați-vă că a trecut prima zi a lecției de zbor și seara, ajunge în cuib. Și stă în cuib și vorbește cu tata și îi spune tata ce a fost ziua de astăzi? A fost o zi dramatică și teribilă pentru viața mea. De ce ai ales să mă strunci?" și să mă doară atât de tare. Te rog să nu mai faci asta niciodată. Ei, puiule, asta s-a numit lecție de zbor. Tata, dacă asta înseamnă lecție de zbor, nu mai vreau să zbor niciodată. Și se roagă de taică să și postește și spune, tata, să nu mă mai treci niciodată, că eu am crezut că mă iubești. Și m-ai lăsat în haos să mă chinui, să lupt cu curenții de aer, cu vântul. Eu am crezut că mă iubești, te rog, dacă mă iubești, lasă-mă în cuibul meu. Lasă-mă să stau aici. Bă, și parcă n-a auzit tata nici postului lui, nici rugăciunea lui, nici lacrimile lui și a doua zi dimineața îl scutură, îl dă afară din cuib și iarăși îl aruncă în hău și e gata din nou să se prăbușească de stânci și iarăși tata vulturi se bagă cu penele sub el și îl ridică și așa trec câteva zile și ușor, ușor puiul de vultur începe să învețe să zboare. Acum simte controlul se bucură de fiecare adiere de vânt și el însă își poate fi liber și independent. Și îmi dau seama că trec săptămâni și luni de zile și se întâlnește într-o zi din nou puiul de vulturi cu tata vultur, într-o seară și stau la umbra unui copac și discutăm împreună. Tata, vreau să-ți mulțumesc pentru toate rugăciunile pe care nu mi le-ai ascultat și pentru toate momentele în care am crezut că sunt abandonat, că sunt zdrobit, dar de fapt tu mă învățai o lecție de zbor. Ca vulturul care își poartă cu penele lui pui, așa s-a purtat Domnul Dumnezeu cu poporul său și cu Dumneata. Și prin toate aceste zdruncinături, de fapt Dumnezeu vrea să te învețe o lecție Iov, oricare e fi în dimineața asta aici, omule. Și vor trece ani și poate în viața asta, dacă nu în viața de dincolo, îi vei mulțumi pentru toate momentele în care El ți-a testat credincioșia și a vrut să dezvolte pentru tine un altfel de zbor. Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne. Și dragii mei, vreau să mă apropii de încheiere spunându-vă că mai înseamnă ceva. A patra exigență a dreptății pe care Dumnezeu o pretinde la noi este caritate. Ce înseamnă caritate? Dărnicie, milă, Compasiune pentru cel puțin trei categorii de oameni care sunt clar identificate în Biblie. Săracii, citiți dumneavoastră trimiterile, străinii, văduvele și orfanii. Și îmi place ce spune Maica Tereza. Este foame pe pământ nu pentru că nu putem să-i săturăm pe cei săraci, ci pentru că nu-i putem sătura pe cei bogați. Și dacă veți privi spre fiecare trimitere atât în Vechiul cât și în Noul Testament, Dumnezeu are cerințe și responsabilități sociale foarte clare pentru străin, pentru orfan, pentru văduvă, pentru sărac și nevoiaș. Toate aceste categorii de oameni. Dreptatea pe care Dumnezeu o pretinde înseamnă nu doar corectitudine, nu doar curăție morală și spirituală, prin actul de acceptare a jertfei lui Iisus Hristos în viața ta, nu doar credincioșie, chiar și atunci când nu înțelegi planul lui Dumnezeu și te doare, înseamnă și caritate, milă față de cei din jurul tău. Și în final, dragii mei, vreau să privim spre următorul slide și să observăm în Biblie Dimensiunea escatologică a dreptății. Dreptatea, nu doar cum o manifestă Dumnezeu, nu doar cum o pretinde Dumnezeu, și dreptatea așa cum o va manifesta Dumnezeu la sfârșitul vremurilor. Domnul va veni să-și întemeieze o împărăție perfectă, slabă lui, unde va domni pacea unde nu mai, mai fi durere, nici lacrimă, nici despărțire, nici abandon, nici diabet, nici insulină, nici cancer, nimic din toate astea. Și va fi pace, nepricănire și bucurie în Duhul Sfânt. Noi prin Hristos încă de acum suntem arvuniți și putem celebra o parte din marele binecuvântări ale împărăției lui Dumnezeu care este între aceste două coordonate, între deja și nu încă, între acum și atunci. Și uitați-vă, cum ne invită salmisul în Psalmul 96, de la versetul 10 la 13, și am să vă citesc eu versetele astea, ca să vedeți cum ne invită să celebrăm dreptatea pe care o va instaura Domnul Isus Hristos în împărăția de o mie de ani și apoi în împărăția sa cea veșnică și nestricăcioasă. Psalmul 96, de la versetul 10, cuvântul Domnului spune în felul următor: Spuneți printre neamuri! Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mucească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie. Înaintea cui? Înaintea Domnului, că El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după Credincioșia lui slăvi să fie el. Așa că, dacă ți se pare că poți găsi o pricină sau o lacună în actul de justiție sau de dreptate a lui Dumnezeu, amânarea pedepsei pentru cei răi nu e sinonim cu anularea pedepsei pentru cei răi. E doar o chestiune de timp. Și ascultați-mă bine. Va trebui să luăm seama la sfârșitul de pe urmă acelor răi. Pe unii Dumnezeu îi va pedepsi în viața aceasta. De ce? Să-i trezească. Și pedepsește o dată de două ori, de nouă ori. Nimeni nu poate ști de câte ori Dumnezeu poate aduce pedeapsă în dreptul unui om ca să-l trezească. Iar pe alții, fie după aceste forme de pedeapsă, fie din totdeauna pentru nepăsarea de care au dat dovadă și răzvrătirea de care au dat dovadă, îi va lăsa în voia minților blestemat. Și știți că este mult mai rău să te lase Dumnezeu în voia minții tale blestemat. Să-ți meargă bine aici pe pământ. Că până la urmă ce înseamnă bine? Binele lui Dumnezeu e diferit de binele nostru. Binele nostru este un bine relativ. Pentru mine bine înseamnă să am sănătate, să mă pot bucura de familie, de prunci. Și totul se raportează la aici și acum. Binele la Dumnezeu înseamnă mai înainte de orice, sufletul să fie mântuit și Dumnezeu să ajunge în cer. Așa că, dragii mei, vine vremea când Dumnezeu va lucra cu dreptate și va înfăptui în axul său final de justiție, judecata după adevăr și dreptate în dreptul fiecărui om. Ce a făcut luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă sau duminică. Și asta se va repeta fiecare zi câți ne-a avut pe pământul ăsta. Și Dumnezeu ne va judeca pe fiecare dintre noi după dreptate. Credeți-mă, El nu are nevoie de probe știe ce a făcut fiecare dintre noi. Nu mai admite apel sau recurs. Sentința lui va fi definitivă și irrevocabilă. Și în dreptatea sa, cerul și pământul se vor strânge sălcă o carte înaintea lui și eu și dumneata. O sta față față cu el să dăm socăteală de cum am trăit pe pământul ăsta. Fie ziua aceea, o zi în care să putem sta cu capul sus, să spunem am trăit într-o neprigănire și pentru că tu, Doamne, ai fost un Dumnezeu drept și eu m-am lăptat să trăiesc după dreptate. Și ce a însemnat asta? Să fiu corect cu oamenii de lângă mine, cu plata lor, cu atribuțiunile de serviciu, cu munca, cu bunurile altuia, să nu însușesc bunurile altuia. Apoi, nu doar corect. Am înțeles că dreptatea înseamnă și curăția mea morală, cognitivă, în gândire, în privire, în auzire, în tot ce am și sunt, să mă lupt să trăiesc într-o curățire morală și spirituală. Apoi, am înțeles că dreptatea pe care tu o pretinzi de la mine înseamnă să-ți rămân credincios chiar și atunci când viața am refuză unele dorințe și chiar și atunci când nu primez răspunsul pe care îl aștept. Și dreptatea mai înseamnă ceva. Ce am spus eu în această zi? În al patrulea rând. Dreptatea înseamnă să manifest caritate, milă față de orfan, față de văduvă, față de sărac și față de străin. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze pe toți. Amin!